emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților, acei oameni care își doresc să se implice mai mult în activ în viața comunității din care fac parte. Astăzi vă invit să-i urmăriți pe invitații mei, respectiv domnul Claudiu Târziu, candidat AUR pentru funcția de europarlamentar. Bună ziua, bine ați venit! Salut, bine v-am găsit! Și domnul Marius Mane, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ați intrat așa direct în pâine, cum se spune, într-o campanie liniștită sau una agitată, domnule Târziu? Cum o simțiți acum așa la... după primele zile, să spunem? Campania este una murdară, deja, întrucât împotriva noastră s-a pus la cale un scenariu de defăimare. Sunt sunați oameni din toată țara de către o mașinărie și li se spune că am făcut blat cu PSD. De ce? Pentru că în momentul în care această informație prinde credibilitate... Ați făcut blat cu PSD? Evident că nu am făcut niciun blat cu PSD și n-aveam de ce. Adică cum poți să faci blat cu cineva de la putere când tu vrei să preiei guvernarea, când tu vrei să trimiți mai mulți europarlamentari în Parlamentul European, când tu vrei să preiești și guvernarea locală prin primării și Consiliul Județene. Ce-am fi avut de câștigat? Dar e un soi de scenariu, poate plătit chiar de PSD, ca să spună că, domnule, n-aveți cu cine vota. Mai bine votați tot cu noi, pentru că și ăștia sunt de conivență cu noi. Și... Bun, vă reamintesc că aceasta este emisiune electorală de promovare. Nu să vă pot lăsa să acuzați sau să aduceți acuzații celorlalți contracandidații de dumneavoastră. Cine a plătit? Asta se poate să fi plătit alte partide, sigur că da. Dar, în orice caz... nouă AUR ni se face rău în acest fel și trebuia să spun pentru că m-ați întrebat cum a început campania. Așa a început. Din păcate în 2024 să faci astfel de lucruri este... eu credeam că am depășit acest moment din anii 2000 și mă așteptam ca acum să fie o campanie civilizată, bazată pe argumente, dezbateri, proiecte, idei, nu... tot felul de mici trucuri prin care să încerci să îi creezi dezavantaje adversarului tău, în loc să arăți că tu ești mai bun decât el. Așa ar trebui să fie o competiție electorală. O luptă a proiectelor, nu? Și o luptă a viziunii pe care fiecare candidat o are asupra dezvoltării comunității respective. Da, iar românii să hotărască. Da, domnule, îmi place mai mult ideea ta sau cred mai mult că în proiectul tău, am nevoie mai mult de ceea ce tu ai dorit să faci pentru localitatea în care trăiesc, pentru județul în care viețuiesc sau pentru întreaga țară, nu? Iar în ceea ce privește proiectele, din câte am mai discutat cu dumneavoastră, domnule Mane, aveți deja o listă destul de generoasă cu proiecte pentru județul Hunedoara. Ați discutat de nenumărate ori cu hunedorenii din toate colțurile acestui județ. Nu v-ați limitat în a merge doar în anumite zone, să spunem așa, și ați identificat multe probleme, dar oamenii vor să vadă soluțiile. Care sunt soluțiile pe care le aveți pentru aceste probleme pe care ei și le-au expus și poate nu doar acum, ci au vorbit mai de câțiva ani despre ele, doar că poate nu au fost ascultați, iar acum au avut această oportunitate de a fi ascultați și dumneavoastră să veniți și cu soluții și cu propuneri pentru rezolvarea acestor probleme. Le aveți? Avem și soluții, dar înainte de acest lucru aș vrea să fac niște precizări legate de această campanie, că este, spunem noi, pentru cetățeni o campanie în care trebuie să aibă încredere în candidații AUR, care vor produce o reală schimbare în administrația locală cât și cea europeană. Ceea ce spuneți dumneavoastră este rezultatul unor discuții pe care le-am avut cu foarte mulți din cetățenii acestui județ. Am creionat în programul nostru și în
pliantele pe care le oferim în momentul în care luăm contactul cu cetățenii și dorim să le cerem votul și încrederea pentru a putea să ajungem la conducerea acestui județ și în Consiliul Județean, pentru că noi considerăm că tot ceea ce s-a făcut până acum nu a dat dovadă de suficientă transparență. Pentru a pune câteva lucruri la punct, pentru că vedem o migrație puternică a locuitorilor dintr-o localitate în alta și sunt acele vize de flotant în care foarte mulți cetățeni se trezesc dintr-o dată că în perioada alegerilor trebuie să se mute. Ba în Hațec, ba în Orăștie, ba în Ilia, ba, eu știu, nu mai dau nume de localități, dar se cunosc ele și ajung ca flotanții, prin numărul lor destul de consistent, să hotărască câteodată și destinele locuitorilor care ar trebui, din punctul meu de vedere, să iasă în număr cât mai mare la vot, pentru ca nu cei din alte localități să le hotărască proiectele și destinele privind dezvoltarea localităților. Cum am mai spus și în alte emisiuni, eu am identificat mai multe probleme legate de infrastructură. Am avut într-o emisiune și chiar o postare pe care am făcut-o mai acum o lună și ceva în urmă, în perioada de precampanie, legat de drumul regelui din comuna Vața, care făcea legătura cu localitatea Săvârșin, unde după ce am făcut postarea, noi am făcut vinerea, Consiliul Județean a făcut o ședință de Consiliu Județean prin care au stabilit că deja lucrările sunt în execuție și deja sunt într-un stadiu avansat. Ceva care, din punctul meu de vedere, depășește limita bunului simț, pentru că atunci doar se aproba documentația de finanțare, acea documentație. Deci vă doriți, practic, o transparență decizională și mai ales aș dori la nivelul județului, având în vedere că Consiliul Județean are ca atribuțiuni repararea, întreținerea și dezvoltarea rețelei de drumuri județene, pentru marile proiecte să avem o consultare a populației pentru tot ceea ce credem noi că trebuie să nu mai existe o diferență între partea rurală și partea urbană. Dezvoltând infrastructura, vom putea uniformiza de la nord la sud și de la est la vest rețeaua de drumuri. Totodată, dezvoltând rețeaua de drumuri, am putea oferi, pentru că avem la nivelul județului foarte multe obiective turistice, atât de natură religioasă, eu știu, parte de parcuri naționale sau eu știu, obiective turistice pe care le-am putea pune în valoare rezolvând această problemă a drumurilor. Totodată, legat de drumuri, cum spuneam la un moment dat, în cadrul localităților nu avem o chestiune rezolvată, pentru că cei din Consiliul Județean au hotărât ca în momentul când reabilitează acele drumuri comunale pe care le iau temporar în proprietate pentru a putea fi finanțate și realizate, nu țin cont de ceea ce înseamnă elementele de siguranță, adică un drum nu înseamnă doar calea de rulare pentru autovehicule, e necesar să aibă și trotuare, rigole și canale de scurgere a apelor. Adică toate chestiile astea ar trebui cumva la un moment dat cei care consideră că trebuie să facă o dezvoltare normală, mai ales din acest punct de vedere, să aibă toate elementele în momentul când propun astfel de proiecte. Totodată putem identifica și nevoile multora dintre localitățile rurale care nu au transport în comun și mi-au spus foarte mulți cetățeni, domnule, înainte aveam cu ce să plecăm din localitate spre centrele urbane. Acum nu mai avem. Prin fondurile de dezvoltare care sunt accesibile și atât pe plan european, s-ar putea accesa aceste fonduri pentru a realiza o linie de transport între localitățile rurale și urbane, dacă se dorește acest lucru în colaborare cu Consiliul Județean, care ar putea să asigure și o consultanță către unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural, care nu au specialiști, și să-i ajute și printr-o colaborare ar putea crea și acele, eu știu,
parcuri de autovehicule electrice care ar trebui să reînnoiască ceea ce au la un moment dat aceste UAT-uri. În toate aceste proiecte esențiale sunt de cele mai multe ori și fondurile europene și aici îmi îndrept atenția către dumneavoastră pentru că cumva trebuie să existe o echipă foarte bine închegată între reprezentanții de la nivel local, județean, cei care ne reprezintă în Guvernul României și mai apoi în Parlamentul European. Fonduri europene care până la un moment dat erau privite așa cu scepticism, dar iată că foarte multe zone, foarte multe județe au reușit să se dezvolte cât de cât cu ajutorul acestor bani europeni. Am făcut această scurtă introducere pentru că și în ceea ce privește aur au fost destul de multe voci care au spus că nu vă doriți să fim în Uniunea Europeană și au fost tot felul de acuzații de acest tip. Își dorește aur ca România să fie în continuare în Uniunea Europeană și să pună până la urmă așa o piatră de temelie în dezvoltarea acestei țări? Categoric, România trebuie să rămână în Uniunea Europeană pentru că are avantaje în mod evident. Nu e ceva ce, de care ne putem lipsi. Avem acces la o piață de desfacere, avem acces la o piață a muncii, avem acces la instituții de învățământ superior extraordinar de importante și să nu uităm că peste 8 milioane dintre conaționalii noștri trăiesc deja în statele Uniunii Europene, dincolo de granițele României. Nu putem să întrerupem legătura aceasta frățească, nu ar avea niciun soi de sens și niciodată n-am spus că noi am vrea să ieșim din Uniunea Europeană. Asta au spus alții despre dumneavoastră. Dimpotrivă, am arătat toate argumentele de fiecare dată pentru care dorim să rămânem în Uniunea Europeană, cum dorim să rămânem și în NATO. Dar ca în orice altă relație, trebuie să existe o reciprocitate, trebuie să existe un parteneriat, trebuie să existe un statut de egalitate între state. Nu se poate să fim tratați ca o țară de mâna a doua. Nu e posibil ca de fiecare dată noi să fim cei controlați, noi să fim cei suspicionați, ținuți pe la uși. Nu ni se permite accesul în Schengen, deși de mai bine de 10 ani îndeplinind toate criteriile. Am investit bani foarte mulți pentru asta. Am pregătit oameni, am dovedit că suntem serioși, de ce să nu ni se permită? De asemenea, fondurile europene au fost accesate foarte, foarte greoi și de acum va fi la fel dacă nu se va schimba guvernarea, pentru că pârghiile prin care pot fi trase aceste fonduri sunt în mare parte în mâna guvernului de la București. Să știți că alte guverne au făcut în așa fel încât beneficiarii fondurilor europene să acceseze mult mai ușor banii aceștia care au fost puși la dispoziție de comunitatea europeană în baza unor înțelegeri și a unui tratat de funcționare al Uniunii Europene. Sumarizând, să spun așa, e nevoie de o atitudine care să fie fidelă interesului nostru național, o atitudine demnă. Nu este nevoie să ne războim cu nimeni, ci doar să ne pledăm cauza mai bine, să fim mai convingători, să trimitem specialiști care chiar știu să negocieze la Bruxelles în toate privințele. Are aur acești specialiști pe care să-i trimită? Îi are România. Îi are România. Noi nu pretindem că aur, care s-a născut acum 4 ani, vine cu cei 15.000 de specialiști ai CDR-ului. Ci știm că în România sunt acești specialiști, că unii dintre ei lucrează în structurile statului, că nu sunt puși în valoare, că nu au posibilitatea de a-și dovedi capacitatea profesională de cele mai multe ori. Asta e altă discuție. Dar acești specialiști există, trebuie doar găsiți și puși la treabă și mai ales puși în posturile pe care le merită. Revenind, trebuie să mergem la Bruxelles cu gândul că avem de apărat un interes național. Dacă nu mergem cu gândul ăsta, ci ne ducem ca toți ceilalți de până acum, doar ca să acceptăm, să ne dăm acordul, nu are niciun rost. Asta nu este o atitudine anti, ci este o atitudine chiar constructivă și celelalte state din Uniunea Europeană au nevoie de parteneri serioși și care știu ce vor și știu să-și apere punctul de vedere. De aceea credem că AUR este chemat să trimită cât mai mulți europarlamentari în Parlamentul de la Strasbourg și de la Bruxelles
și împreună cu conservatori din alte state ale Uniunii Europene să determine o schimbare a politicii Comisiei Europene pe care noi o vedem astăzi greșită. Spuneam că n-am știut să negociem ca stat. N-am negociat niciodată. Bună oară! Vedeți și dumneavoastră cât caz se face de acest PNRR, care devine pe zi ce trece mai mult o povară decât un ajutor. Pentru că nu a fost negociat cum se cade. Pentru că n-au fost oameni pregătiți sau oameni care să fie interesați de a îi sluji pe români. Asta își propune AUR, dacă ajungeți cât mai mulți europarlamentari din partea acestei formațiuni politice să facă în Parlamentul European, știți că PNRR-ul să negocieze, să lupte pentru proiectele pe care România le are? Absolut. Absolut. Și în unele cazuri, de exemplu, cum este Pactul pentru Migrație sau Pactul Verde European, să exprimăm o altă poziție și să apărăm iarăși ceea ce este de apărat în dreptul României. Nu e acceptabil pentru noi să închidem toate minele de cărbune, de exemplu. Și avem și noi aici. Să închidem toate capacitățile de producție de energie pe cărbune, să ne aliniem la o utopie, și anume zero emisii de carbon. Nu există așa ceva. În timp ce alte state din Uniunea Europeană au reușit să obțină amânări peste amânări. Noi am atins țintele care ne-au fost fixate din această perspectivă, țintele care trebuiau atinse în 2035. Și acum suntem forțați să le atingem pe acelea care ar fi pentru 2050. De ce? Noi suntem trăm de experimentare? Nu. Credem că suntem și noi unul dintre statele Uniunii Europene care merită să fie tratat cu mai mult respect și care merită să aibă aceeași șansă la dezvoltare ca restul. Și tot aminteam de Valea Jiului. Ați fost și dumneavoastră, domnule Mane, în Valea Jiului. Știm cu toții, sunt închise majoritatea minelor de acolo, sunt foarte mulți, multe persoane pensionare, dar sunt foarte mulți tineri care au plecat din această parte a județului, tocmai pentru că nu au mai avut alternative. Da, în ultima vizită pe care am făcut-o la Petrila, exact în zona minei Lonea și din ce am discutat cu o parte din candidații noștri de acolo și mina Petrila a fost, am înțeles, încredințată Consiliului Județean, unde nu s-au luat toate măsurile necesare pentru închiderea ei și oferirea acestor spații pe care le are în vederea creierii unor zone de dezvoltare economică. Este firesc ca fiecare unitate administrativă teritorială, atât la nivel local cât și la nivel județean, cum spunea și domnul Claudiu Târziu, să-și găsească specialiștii în cadrul instituțiilor. Pentru că am constatat în administrația locală, cel puțin unde funcționez ca și consilier local la DEVA, că sunt multe persoane competente, dar care nu-și regăsesc partea de decizie în funcțiile în care ar trebui să fie. Acolo ajung să fie numiți oamenii cu carnete de partid, cu o pregătire mai precară, dar care sunt foarte buni executanți al dispozițiilor și ordinilor primarului. Aici trebuie să intervenim în toată chestiunea asta privind administrația și modul în care reușim să concretizăm fiecare proiect pe care ni-l propunem în dezvoltarea atât a județului cât și a administrațiilor locale. Trebuie să stabilim la nivelul fiecarei administrații niște indicatori de performanță pentru angajați. În momentul în care acești angajați nu îndeplinesc criteriile de performanță, trebuie să ne punem o întrebare, domnule, locul lor unde este? Aici în administrație sau ar fi cazul să meargă în zona privată? Probabil acolo și-ar găsi mai ușor de lucru. De aceea consider că în tot ceea ce înseamnă administrație, atât la nivel local, județean și național, acestea ar trebui să stea la bază, aceste criterii de performanță să stea la baza celor care încadrează unitățile și instituțiile publice ale statului. Asta pentru însemna că cumva așa o revoluție în administrația e nevoie publică pentru că și acele reforme despre care s-a tot discutat de atât de mult timp. Și despre asta se discută de reforma administrativă pe care noi ne-o dorim cu toții. Cred, cel puțin noi de cei de la AUR dorim ca această reformă administrativă să se întâmple pentru a putea rezolva problemele de administrare. Sunt încă comune
cea mai concludentă este cea din comuna Bătrâna, cu vreo 80 ceva de locuitori. Sunt alte comune cu 250, cu 600 de locuitori, ori așa, asemenea comunități sunt foarte greu de administrat, mai ales că parte din venituri nu acoperă nici necesarul plății celor care sunt angajați în primărie. Și de aceea considerăm că noi, cei de la AUR, dacă și sigur vor înțelege cetățenii că trebuie să acorde acestui partid încredere pentru a pune în aplicare aceste schimbări de care România are nevoie. Cei care sunt acum la conducerea unităților administrative la nivelul județului sau la nivel local și cât și național, au venit cu acea poveste de stabilitate. Din punctul meu de vedere, stabilitatea pe care și-o doresc ei este să rămână în continuare la putere. Nu văd ce stabilitate există când la europarlamentare sunt împreună, iar la locale sunt separați și acolo e o luptă care pe care, cel puțin între cele două partide, PSD și PNL. Noi suntem cei de la AUR, cred că soluția viabilă pe care am putea să o oferim și o oferim cetățenilor pentru ceea ce urmează la alegerile din 9 iunie. Deci, încă o dată, cetățenilor recomand, votați AUR pentru că AUR este soluția. Și ar asuma Alianța pentru Unirea Românilor reformele de care discutam puțin mai devreme, domnule Târziu? Noi le avem deja puse în programul de guvernare pe care l-am prezentat începând din primăvara anului trecut în toate județele și prin manifestări de larg impact, să spun așa. Au fost sute și mii de oameni prezenți în manifestările acestea dedicate prezentării programului de guvernare, iar acolo printre cele mai importante obiective se numără și acestea, reforma instituțională, pentru că sunt foarte multe instituții care se bat cap în cap, se calcă pe bătături și au competențe similare, dar nu fac decât să înrăutățească și mediul de afaceri și mediul în general din România, pe când ar trebui doar să supravegheze respectarea legalității și atât. Nu să devină actor, de fapt, și să influențeze într-un fel sau altul piața. Pe de o parte, acolo trebuie făcută curățenie, redus numărul de instituții și, de asemenea, trebuie reașezat personalul. După un audit intern, sigur că da, pentru că mulți sunt cu membrii de partid, așa cum spunea și colegul Marius Mane, sunt și oameni buni în aceste instituții care trebuie puși în valoare, noi suntem în căutarea lor, dar sunt și oameni care nu au, practic, ce să caute acolo, nu dețin niciun fel de dexteritate, de pricepere, sunt acolo doar pentru o sinecură pe banii statului. Și deci ar crede oamenii că odată ajunși în aceste funcții, fie că vorbim de primar, Consiliul Județean și așa mai departe, dumneavoastră, cei din AUR, nu ați face la fel? Dintr-un motiv simplu de tot. Noi nu avem clientelă politică de apărat, așa cum partidele care sunt mult mai vechi decât noi au. Ele, în anii care au trecut, tot și-au angajat pe sistemul vechi de moștenire de la Partidul Comunist, Pile Cunoștințe și Relații, și-au angajat tot felul de oameni. Știți, de exemplu, că numai în Senatul României sunt 750 de angajați? La fiecare comisie permanentă a Senatului există cel puțin un staff de 4-5 persoane care n-au încărcare pentru numărul lor. Da. Unele comisii sunt mai grele și au nevoie de un staff mai important, dar chiar și acelea au stafful supradimensionat. Eu nu am nimic cu angajații din instituțiile statului. Unii dintre ei, v-am spus, chiar sunt pricepuți și chiar ar vrea să fie folosiți mai mult decât o fac oamenii politici care dețin funcțiile de conducere. Însă trebuie o reașezare, astfel încât și un funcționar public să aibă un orizont de așteptare în privința carierei lui. Nu să băltească acolo, să devină contraperformant, chiar dacă el a intrat cu niște calități. Da? Și în paralel ar trebui să facem și o reformă administrativ-teritorială, din motivele explicate deja de colegul Mane, dar nu numai de asta, ci și pentru că în felul acesta facem dreptate pentru români.
Nu este deloc admisibil să ținem în spate niște poveri, că noi putem să le rezolvăm, să renunțăm la ele. Și oamenii care locuiesc în niște comune de tipul ăsta, 80 de locuitori, 200 de locuitori, să fie cuprinși în altă parte. Noi am prevăzut inclusiv un birou care să rămână un birou unic pentru cei care nu se pot deplasa la centru de comună dacă e mai departe și așa mai departe. Ați identificat soluții? Sigur, avem soluțiile. Și încă o dată, situații. Să nu credeți că noi inventăm roata. Soluțiile acestea au fost puse de specialiști în toate domeniile de foarte mult timp. Ele nu au fost puse în practică pentru că nu a existat nici viziunea integratoare și nici voința politică. Nu a existat niciun minim interes să se administreze bine statul ăsta. Dacă ai preluat puterea, folosești timpul ăla ca să te înavuțești tu și cu ai tăi pe următoarele trei generații. Asta a fost mentalitatea care a funcționat până acum și cu asta trebuie să încetăm. Cea mai mare problemă pe care o avem este faptul că acest stat care ar trebui să fie al românilor, nu mai este al românilor. El este un stat capturat de niște grupuri mari de interese transnaționale și transpartinice. Să fim foarte bine înțeleși. AUR este chemat să elibereze statul din ghearele acestei mafii și să-l redea românilor, adică românii să aibă în sfârșit o formă de organizare politică și administrativă pe specificul lor și pe nevoile lor, care să iasă de întâmpinarea a ceea ce reclamă ei ca probleme, nu să le creeze altfel de probleme. Domnule Mane, am văzut când am adresat întrebarea domnului Târziu cu privire la acele sinecuri care spuneați dumneavoastră că sunt angajate în mai toate instituțiile statului. Ați vrut să răspundeți și dumneavoastră automat. Am vrut să fac o completare aici și asta este evidentă pentru că toată lumea știe că este acest electorat captiv. Deci tot ceea ce înseamnă la ora actuală încadrarea în instituțiile publice este electoratul captiv. Am avut discuții cu o parte din cetățeni, nu cu toți, dar cei care erau încadrați pe aceste funcții din instituțiile publice și mi-au spus, domnule, au fost deja făcute presiuni asupra noastră privind modul în care vom vota, modul în care vor ajunge să conducă alții aceste instituții și atunci mi s-a spus, vedeți că dacă vin cei de la AUR o să dispăreți. Noi nu dorim să dispară nimeni din cei care încadrează instituțiile publice atunci când ei își demonstrează eficiența pe acele posturi. Dar nici nu dorim ca aceste instituții publice, OAT-uri, să devină sinecuri pe care ulterior cei care conduc acum administrația să le folosească în modul în care le folosesc acum pentru a-și promova propriile partide, pentru a obține acel vot de care au nevoie. Și asta înseamnă că o prezență slabă la vot a românilor ar duce ca cei care sunt acum la conducerea unităților administrative, atât la nivel județ cât și la nivel local, să poată să ajungă primar sau președinți de Consiliu Județean cu un vot minoritar, adică un 30-35%, pentru că ceilalți nu se hotărăsc să vină la vot. Și dacă nu vin la vot, înseamnă că trei cetățeni hotărăsc soarta celor 7 care stau acasă. Ajung acasă, după ce se termină votul, spun, domnule, ce-am făcut? Că nu vreau să iasă ăla. Păi, da, nici n-ai fost la vot. Trebuie să înțeleagă lumea că această competiție politică nu e o competiție sportivă. Intră în teren mai mulți candidați și cei din tribună sunt cei care hotărăsc într-o zi cât au puterea, cine îi va conduce. Ori dacă acea hotărâre nu este cea care trebuie să fie și să creeze pentru viitor ceea ce își doresc cetățenii, înseamnă că 4 ani de zile vor avea de suferit. Noi spunem încă o dată, vot pentru AUR. AUR este cel care nu a fost compromis din punct de vedere politic și nici nu are, cum spunea domnul Claudiu, nicio sinecură politică. Noi tot ceea ce facem, facem pe banii noștri. Nu am fost ajutați de nicio formațiune de asta corporatistă sau de nicio firmă care să vină în sprijinul nostru să spună, domnule, te duci acolo și vei ajunge și îmi dai mie contracte. Nu, noi n-am avut asemenea chestiuni, sunt mai mult ca sigur că o parte din cei care sunt acum pe funcțiile administrative sunt cumva trași de mânecă și de, bă, trebuie să rămâi acolo că încă nu mi-am scos toți banii. Acum fac o paranteză, poate și-o fi scos, dar nu știu, de la ce sau de unde.
E doar o glumă, cred că. Ultimul minut din această emisiune, o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să le transmiteți un mesaj hunedorenilor care ne urmăresc. Domnul Claudiu Târziu, aveți cuvânt. Schimbarea stă în puterea noastră, ea se face numai prin vot și trebuie votat aur de la un capăt la altul. 5 buletine de vot, 5 voturi pe sigla aur. Numai așa putem să garantăm că ceea ce v-am împărtășit ca proiecte de guvernare locală și ca program pentru Parlamentul European, le vom putea pune în operă numai și numai dacă vom avea votul dumneavoastră. Domnule Mane. Schimbarea o facem împreună cu dumneavoastră, cu votul de încredere pe care ni-l acordați. Aur este soluția pentru a schimba administrația județeană cu votul dumneavoastră. Încă o dată vă îndemn, votați aur. Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Mult succes vă doresc. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!